Reabilitarea adăpostului din lunga Sucevei a costat câteva mii de euro. Lucrările au fost executate de voluntari germani, care au venit la Suceava după ce au văzut pe rețelele de socializare fotografii cu vechiul adăpost de animale. Vrem să îmbunătățim situația câinilor la adăpost. Sunt mulți oameni în Germania care ne dau bani ca să facem lucruri bune la adăpost. Am construit garduri noi, am schimbat modalitatea de funcționare a adăpostului. Adăpostul de animale din lunga Sucevei arată mult mai bine față de acum 3 ani. Cuștile au fost extinse, reabilitate și curățate. Pe jos a fost pus pietriș. Chiar dacă efortul depus până acum este unul considerabil, voluntarii din Germania spun că mai au mult de muncă. Companiile din Suceava ar trebui să facă mici donații pentru adăpostul de animale, să doneze bani pentru Asociația de Protecție Animalelor Pro Anima. Cu ajutorul oamenilor de afaceri, situația la adăpost ar fi mult mai bună. Cred că și primăria ar trebui să facă mai mult pentru adăpost. Printre voluntarii nemți sunt și voluntari români, tineri care și-au făcut un scop în viață din a ajuta animalele fără stăpân. De ce faceți lucrul acesta? Îmi plac câinii. Atât? Motiv suficient. Cât privește soluționarea problemei câinilor fără stăpân din Suceava, voluntarii germani spun că sterilizarea este singura cale. Mai mult, ca să ne dea o mână de ajutor, nemții au trimis în Germania spre adopție câteva zeci de câini.